Dintre crizele vieții pe care frații le-au gândit să fie abordate în această conferință, una dintre cele mai frecvente și cele mai dureroase este conflictul. Acum nu vă ascund că am avut o nelămurire în momentul în care am primit temele legate de conflict, că m-am gândit că eu nu mă știu ca fiind o persoană conflictuală, așa că e ușor să vorbești despre alții, am zis eu. Numai că m-am repliat repede și mi-am dat seama că conflictul este inevitabil. Nu contează dacă îl cauți tu sau dacă ți-l aduc alții. Nici primii oameni n-au avut de ales, ci pur și simplu s-au trezit într-un conflict. Numai că primii oameni au avut de ales cu cine intră în conflict. Au avut două opțiuni. Vor intra în conflict cu diavolul sau vor intra în conflict cu Dumnezeu. Din nefericire, oamenii au ales să intre într-un conflict cu Dumnezeu. Lucrul acesta a adus consecințe asupra lor imediate. Intrarea în conflictul acesta cu Dumnezeu s-a răsfrânt în ruperea relațiilor, denaturarea relațiilor, tensiune în relațiile omului, în primul rând cu Dumnezeu, apoi cu sinele și apoi în familie, după aceea cu alții. Păi prima crimă care a avut loc pe fața pământului a fost în familie, în care Cain îl omoară pe fratele său. Nu este nou ceea ce voi spune acum și noi toți părinții și toți copiii de aici experimentăm această relație în care uneori ne plângem unii de alții, nu-i așa? Părinții se plâng de copii și spun, nu știu ce o să iasă și din ăștia. O, pe vremea noastră, măturam curtea cu nuiele, ăștia, ce unde o duce lumea asta, viața asta? Toată ziua cu telefoanele, toată ziua cu tableta, numai ecrane mai văd în fața ochilor. Ce-o mai ieși și din ăștia? Pe de altă parte, copiii se plâng de părinți, domnule, ăștia nu ne mai înțeleg, ăștia nu pricep nimic din lumea noastră. Sigur că pe vremea noastră, tot ne spun, pe vremea noastră, cum erau bisericile pe vremea noastră, dar ăștia nu înțeleg lumea în care trăim noi, presiunile pe care trebuie să le suportăm noi, cum arată mediul la școală, cum este viteza vieții, ce pretenții au unii și nu putem noi să rămânem așa decalați de toți. Dar părinții mei, auzi tu, s-au și mutat din România în Italia, ne-au adus aici și tot vor să ne facă să trăim ca în România. Păi dacă ne-au adus în Italia, de ce nu ne dau un pic spațiu să ne simțim aici? Și numai nu pricepem și numai nu ne pricepem unii pe alții. Dacă o să vorbim și în seara aceasta și mâine dimineață despre conflict, în seara aceasta un tip de conflict, mâine dimineață un alt tip de conflict, am să-mi permit să iau puțin timp acum la început și să înțelegem puțin conflictul. Aș vrea să vedem puțin conflictul așa cum este el. Cred că mă trădează și pe mine tehnica sau nu mi-ați dat drumul la telecomandă pentru că a funcționat înainte. E ok? Dacă nu funcționează, vă rog să mă ajutați voi, pentru că a funcționat înainte. Ok, merge. Deci am spus că conflictul este inevitabil, dar aș vrea să ne uităm acum la tipurile de conflict în care noi, vrând nevrând, o să ne trezim la un moment dat. Un prim tip de conflict pe care o să-l experimentăm și totul începe, de fapt, atunci când vorbim despre conflict, cu controversa. Ne poziționăm pe puncte de vedere diferite. După controversă, urmează conflictul de interese.
Conflictul de interese se referă atunci când ajungem să căutăm care ne sunt avantajele și beneficiile noastre. Și când simțim că avantajele și beneficiile noastre ne sunt amenințate, noi generăm un conflict tocmai ca să ne apărăm, așa cum am spus, avantajele. Urmează apoi conflictul de putere. Când zicem conflict de putere, ne referim la cine are autoritatea. Conflictul acesta apare inevitabil și s-a vorbit aseară despre adolescenți, azi dimineață despre tine. Dragii mei, adolescentul târziu începe să simtă mirosul de autonomie, începe să își lărgească gardurile de lângă casă, începe să mai sară gardurile de lângă casă și să intre în conflict, să nege autoritatea părinților. În momentul în care împinge gardurile și limitele pe care părinții le impun în familia lor, apare acest conflict de autoritate. De cine ascult? Pentru că începe să simtă în propria sa persoană o capacitate de a decide, o capacitate de a analiza ce e mai bine pentru mine. Și atunci, cu siguranță, începe să-și împingă un pic părintele. Pentru prima dată, părintele se simte amenințat că nu mai poate să-și controleze copilul și iată-l pe copil ajuns la vârsta la care, spunem noi, încep să iasă cornițele. Asta e expresia la noi în România, nu știu cum să traduce în italiană, încep să iasă cornițele. Dar asta înseamnă că începe să ia un grad de autonomie și apare conflictul acesta de autoritate. Apoi urmează conflictul pe resurse sau conflictul pentru controlul lucrurilor materiale. Aici nu intrăm atât de mult. Din punctul de vedere a modului în care noi reacționăm la conflicte, și acum așez un pic o temelie la ceea ce înseamnă conflict, ca apoi să venim la conflictul dintre copii și părinți. Din punct de vedere a modului în care noi reacționăm la conflicte ca oameni, sunt vreo 5 posibilități. Și acum aș vrea să vă gândiți părinții la copii, copiii la părinți, dar și fiecare la sine să vadă cam care este modul lui de a acționa în conflict. Că nu înseamnă că dacă mă comport într-un anumit fel, nu ajung într-un conflict. De multe ori sunt într-un conflict, dar mă comport într-un anumit fel. Și anume, primul este revanșardul. Revanșardul spune așa: eu nu încep niciodată bătaia, dar știu cum să o termin. Știu cum să o termin. Ăsta niciodată nu va rămâne dator. Apoi, a doua atitudine este astruțului. Ăsta zice, eu mă las așa, mă dau la fund până trece valul, după aia o să ies eu iară. Îi copilul care zice, lasă dea din gură, că apoi tot cum vreau eu fac. Apoi este mioriticul. Mioriticul, ăsta e unul ungurian, unul vrâncean, da? Ăsta ungurianul cred că e mioriticul, zice, decât să lupt, mai bine mă sacrific. Da? Decât să lupt, mai bine mă sacrific, e cel care cedează, cel care zice, bine, nu are rost să mă mai bat oricum, nu te ajungem nicăieri. Urmează răzbunătorul. Răzbunătorul spune așa, cum te prind, cum te taxez. Cum te prind, cum te taxez. Nu vă rog să nu vă gândiți la biserică acum, ne vorbim de familie, da? Cum te prind, cum te taxez. Și apoi, ultimul dintre aceștia este capitalistul. Capitalistul zice, oricum câștig, oricum. Și dacă îmi pierd prieteniile, dar eu din conflictul ăsta ies biruitor. Ăsta sacrifică tot în jurul lui. Și dacă își pierde prietenia, și dacă își pierde încrederea, nu contează. Sacrifică pe oricine, dar el iese învingătorul din acel conflict. Deci, conflictul se dezvoltă pe aceste etape, și anume, totul începe cu o problemă comună. Dragii mei, noi vorbim acum și o să vorbim în seara aceasta despre conflictul dintre părinți și copii. Temelia aceasta comună sau spațiu comun unde se dezvoltă aceste probleme sau unde se dezvoltă conflictul dintre copii și părinți este chiar familia. Este un lucru binecuvântat, un spațiu binecuvântat. Și cu toate acestea, în spațiul acesta binecuvântat, apare conflictul dintre părinți și copii. Deci există o problemă comună, apoi problema comună continuă cu un dezacord. Dezacordul înseamnă diferențe, cultură, limbă, anturaj, valori. Și acum am permis să spun câte două, trei lucruri, cu atât mai mult cu cât înțeleg bine diaspora, locuind și eu pentru 16 ani în diaspora. Mutându-vă din România, venind cu familia dumneavoastră, v-ați mai expus.
Noi, locuind în diaspora, ne-am mai expus la ceea ce înseamnă diferențe pe teren comun. Familia este un teren comun, dar diferențele se văd mult mai mult în diaspora decât în România. Păi, până una alta, copiii noștri în România merg la școală, se întâlnesc cu copiii ca ei. Profesorii seamănă cu noi. Valorile, materiile, filosofia de educație, cât de cât o știm, o stăpânim, este acolo, mai conservatoare, așa. Ne-am adus copiii aici, i-am aruncat în școală, mulți habar nu avem ce fac acolo sau din când în când aflăm, se întâlnesc cu copii care cresc într-o altă viață, o altă istorie, o altă cultură, o altă limbă, alte provocări. Mai mult, vin profesorii care sunt educați și echipați altfel decât sunt profesorii dincolo, au agenda mult mai înainte cu produsul finit al școlii și ne trezim că vin acasă și începe, bă, ăsta-i copilul meu? Bă, ăsta-i pruncul meu? Mai mult, tu îi zici în românește, îl răspunde în italiană și zici, vai de mine, în loc să învețe ungurește, ăsta a învățat italiană, na? Și atunci, dezacordul acesta se mai amplifică în diaspora față de România. Și iată conflictul. Și ne stăm câteodată, ne gândim ca părinți, bă, cum gândește așa copilul meu? De unde i-a intrat astea în cap? Și apoi, deci, loc comun, familia, un dezacord și apoi urmează o confruntare. Și când confruntăm, ne zicem, bă, voi v-ați pierdut cu totul. Nu vă mai las la școală. Voi vă faceți mai rău la școala aia. Și copiii zic, voi nu mai înțelegeți nimic din viața asta. Sunteți depășiți, voi sunteți din Bistrița, din Suceava, nu sunteți în Veneția. Și iată cum apare un conflict care uneori ne dezarmează și ne dezarmează atât de tare încât am ajuns chiar să ne punem problema cine ne-a dus aici. Cine ne-a dus aici? Cum ieșim din conflict atunci? Pentru că conflictul apare, ne trezim cu el, uneori nu mai știm cum să-l tratăm și totuși putem să ieșim dintr-un conflict. Din conflict ieșim numai pe două căi. Prima cale prin care ieșim din conflict este să ne răzbunăm. Noi credem că ne răsuflăm, ne recorim, spunem noi, nu? Când ieșim prin răzbunare, zice, facem un rău echitabil, ne credem și sfinți. Zicem, nu mă răzbun mai tare decât, nu-i fac mai mult rău decât mi-a făcut. Îi fac un rău echitabil și sunt și sfântoc. Alții care au înțeles cum trebuie rezolvat conflictul, nu ies prin răzbunare, ci au înțeles voia lui Dumnezeu și ies prin iertare. Deci, sau ne răzbunăm, sau iertăm. Petru se duce la Domnul și îi spune, Doamne, am probleme. Și din problemă, uite, eu am ales să ies, din conflict am ales să ies prin iertare. Zice, am ales să iert de 7 ori. Au crezut că vine Domnul și îi spune, bravo, bravo, Petre. Domnul se uite la el și zice, Petre, e bine că ai înțeles că din conflict trebuie să ieși prin iertare, dar vreau să spun ceva. Lumea a căzut atât de rău și în lume a intrat un principiu al răului. Și în Geneza, în capitolul 6, principiul acesta răului a fost semănat de diavolul printr-un om pe care l-a chemat Lameh. Lameh este și primul poligam, apropo. Și pe ăsta l-a bătut cineva bine, se duce acasă și își aduce neveste și zice, Ada și Țila, hai să vă spun ceva. Ca să vă demonstrez cât de bărbat ei, ascultați de mine, Lameh se va răzbuna de 70 de ori câte 7. Deci, primul 70 de ori câte 7 nu este în dialogul pe care Domnul are cu Petru. Este un principiu al răului prin care s-a încercat ieșirea din conflict prin răzbunare, de 70 de ori câte 7. Și Domnul vine la Petru și zice, Petre, noi trebuie să corectăm un rău antic.
un rău generațional, și anume, noi nu ieșim din conflict prin răzbunare, ci prin iertare. Dar nu de 7 ori, ci noi trebuie să corectăm tot răul. De aceea tu trebuie să ierți de 70 de ori câte 7. Mi-a plăcut matematica, dragii mei, dar 70 de ori câte 7 nu-i 490. 70 de ori câte 7 nu-i un număr. 70 de ori câte 7 e un principiu. Ori de câte ori este nevoie. Credeți că Domnul i-a spus lui Petru: Petre, dacă prin absurd cineva vine și te supără, te necăjește, îți face rău, de 491 de ori, uite, eu, Hristos, Domnul, spun, a 491 de ori nu ierta. Așa simțiți Spiritul Domnului Iisus Hristos? Nu, pentru că Domnul n-a adus un număr, a adus un principiu. Dacă omul a adus 490 de ori răzbunare, adică până la maxim să mă răzbun, atunci tu, ca și credincios, ești chemat să ieși din conflict prin iertare. Și acum un prim principiu și între părinți și copii, și doar între părinți. Ascultați-mă bine, dragii mei. Nu dacă, când ajungeți în conflict, lucrurile nu se află când aflați cine are dreptate. Atâta dialog avem, hai să vedem cine are dreptate. Dom'le, n-am greșit eu, n-am de ce să-mi cer iertare. Dar e vina ta numai, ba-i vina ta, ba-i vina ta. Și ne ciocnim și dialogăm și vorbim să aflăm cine e de vină. Și aflăm. Și? De aceea, dragii mei, noi nu ne împăcăm, nu rezolvăm problema conflictului prin dreptate, ci prin iertare. Rezolvarea conflictului este o decizie majoră sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, dintr-o inimă bună, transformată, înțelegând că așa cum celălalt are nevoie de iertare, eu am nevoie de iertare, eu am avut nevoie de iertare și voi mai avea nevoie de iertare. Nu pot să fiu bățos și să spun, nu, domnule, tu n-ai avut dreptate acum, ia să te țin eu pe tine legat. Nu ții pe nimeni legat, numai pe tine te ții legat că nu ierți. De aceea, din conflict, ieșim prin iertare. Acum, dacă se vorbește despre acest conflict între părinți și copii, acest conflict dintre părinți și copii, dintr-un anumit punct de vedere, este și un conflict dintre generații. Este un conflict dintre generații. Și de multe ori ne oprim noi așa, ne uităm la copii și spunem următorul lucru. Bă, ăștia-s picați de pe altă planetă. Ăștia-s picați de pe altă planetă. Iar copiii se uită la noi și zic, mă, ăștia de atâta timp îs de pe planeta asta că-s fosile deja, nu? Și numai nu ne pricepem. De ce? Suntem generații diferite. Noi ca părinți trebuie să pricepem că suntem dintr-o altă generație, cu alte valori, cu alte așteptări, cu altă educație, dintr-o altă lume. Copiii noștri vin dintr-o altă lume, și anume lumea generației lor. O generație este considerată ca fiind oamenii născuți într-un interval istoric de timp de aproximativ 20 de ani. Aproximativ. Și asta deja din secolul 20. Nu o să mă duc prea mult în spate, aș vrea doar așa într-un minut să vedem fiecare dintre noi cam în ce generație suntem și să vedem cât de mult influențează istoricitatea noastră generațională ciocnirea cu o altă generație. De exemplu, imediat după al doilea război mondial s-a născut generația boomer, s-a numit boomer, adică mulți, a fost generația speranței. Oamenii s-au întors din război, au zis, în sfârșit s-a terminat sângele, moartea, războiul, acum o să facem o lume a păcii, o lume a bunăstării, ne apucăm de lucru, ne apucăm de făcut copii. Și dintr-o dată s-a născut o generație mare, generația boomers, a celor întorși de pe front. Ăștia au acum peste 60 de ani, da? Generația boomers sunt peste 60 de ani, peste 70. Dar tot generația asta însă a avut ceva, a fost numită generația speranței, dar ăștia au schimbat lumea, au făcut un click pe care îl plătim și acum, și anume, a devenit generația rebelă.
Generația asta a devenit generația rebelă, pentru că a fost prima generație care s-a ridicat puternic împotriva oricărei autorități. N-au mai vrut să recunoască nicio autoritate, au vrut să distrugă orice formă, orice regulă, toate gardurile să fie distruse. Ne-am săturat de forme, ne-am săturat de standarde, nu mai vrem standard, vrem să fim liberi, asta o spune, vrem să fim liberi. Și s-a născut această generație în care identificăm feminismul, cultura rock, identificăm fenomenul Woodstock, despre care nu vă vorbesc pentru că nu este un cadru bun aici să vorbim și să pomenim despre ceea ce s-a întâmplat acolo, și dumneavoastră bine știți ce mai în vârstă despre fenomenul Woodstock. Este, așa cum am spus, distrugerea, un fel de rebeliune, o ridicare împotrivă. A fost generația pletoșilor și a pantalonilor evazați. Na, pentru cei mai în vârstă, voi copii habar nu aveți. Deci concursul între bărbați, între băieți, acum 40 de ani, 50 de ani, era care au pantalonii jos. Da? Aici erau strâmți și jos, erau largi, era de la 30-40 de centimetri, așa. Asta a fost generația boomers. Apoi, după ea a venit generația X, din care și vorbitorul vostru face parte. Sunt cei între 40 și 60 de ani, ca să știți și câți ani am. Aceasta, generația X, este numită în România generația cu cheia la gât. Este generația în care părinții ambii părinți au început să lucreze și mama, da, pentru emancipare, și copilul pleca singur, închidea ușa, mergea la școală, când se întorcea cu cheia la gât, deschidea ușa, intra, era singur și a început să petreacă foarte puțin timp cu părinții. Generația aceasta este numită și generația tăcută, o generație docilă. Generație tăcută, de ce? Asta e generația mea. Pentru că noi am tăcut în fața părinților, noi n-am avut ce să spunem în față. Știți care a fost medicamentul pentru depresie în generația mea? Noi n-am știut că există depresie pe vremea mea. Era o minerală, era o vitamină specială pe vremea noastră. Luai o pastilă de aia, imediat toate depresiile dispăreau, se numea șlap. Se numea șlap sau mama zicea, când veneam cu câte un nouă acasă, mama, vorbim de părinți și copii, mama a fost un fel de general-colonel. I-am zis că ciucă e zero pe lângă cum a fost mama. Când așa avea ea impresia că am făcut ceva, zicea, mă aștepți în camera din față. Camera din față, ca să vă traduc vouă tinerilor, era camera aia în care nu intrai niciodată, știi? Era camera unde e frig tot timpul. Era camera în care puneai tăieței pe dulap să nu se strice, în care băgai musafirii dacă îți veneau și când murea cineva băgai sicriu acolo. Ei, în camera aia mama avea consiliere cu mine și zicea, iau în ce mă aștept în camera din față. Cea mai mare tortură nu era ce primeam, ci era timpul până venea mama. Și nu știu cum se făcea că pe vremea mea, tata nu avea curele din mușama. Și avea niște găici late de tot la pantaloni. Înțelegeți? Deci, noi am fost generația care am tăcut în fața părinților și acum suntem aceeași generație care tăcem în fața copiilor. Generația tăcută. După noi a venit generația Y sau millennial sau Y în engleză. Ăștia nici nu învăța să zică mama și înainte să zică mama au început. Y, nu? Mâncă, Y, de ce? Du-te la Y, de ce? Pentru orice trebuie explicație acum. E generația Y, care acum sunt între 25 și 40 de ani, pe acolo sunt, pe ăștia nu-i mulțumește nicio explicație. Cu ăștia trebuie să faci ședință și dacă trebuie să-i pui să-și facă patul. Ședință după ședință după ședință. La ăștia orice dă-le explicație. Nimic fără explicație. Și ne scot din sărite. Cum să nu te enervezi? Păi de unde crezi că eu am timp toată ziua? De ce să faci așa? Mie mi-a fost suficient tata să-mi spună, eu ziceam, opu, de ce să fac? Am zis eu. Am zis. Da bine, dar să dau în fiecare sâmbătă cu mătura, auzi, să mătur curtea de pământ. Băi tineri, auziți? Eu măturam curtea de pământ. Și odată am întrebat, dar de ce să mătur curtea de pământ?
o explicație extraordinar de laborioasă, a zis, pentru că așa trebuie. Și m-am dus și am măturat. Generația Y este generația întrebărilor, dar este deja o schimbare radicală aici. Este generația, trebuia să mă duc deja mai mult, este generația mutării în lumea virtuală. Aici a avut cea mai mare schimbare din istoria omenirii, au trăit-o millennials sau generația Y. Pentru că este generația care deja sunt mult mai confortabili în lumea virtuală decât în lumea fizică. Ei mânuiesc, ei lucrează aici, sunt foarte acasă. Și noi, care suntem mai depășiți, începem și tot dăm pe ei. Bine că tot cu computerul, tot cu tableta în mână ești, dar mai uită-te în ochii mei odată. Ăștia nu mai știu vorbi uitându-se în ochi unul la altul. Eram atât în holul bisericii și era o masă mare, așa vreo 12 tineri acolo. Bă, vorbeau ăștia de, rupeau, era o liniște desăvârșită. Și trecă pe lângă ei și cum se ia așa, tăia o limbă. Ce vă faceți mai aici? Deci, vorbim. Cum vorbiți, mă, că n-aud o silabă? Toți vorbeau. Toți vorbeau. Stăteau la aceeași masă și își trimiteau mesaje. Și am zis, bă, sunteți betegi, s-o rup ceva în gâtul vostru, dați-vă, mă, drumul la limbă. Au ajuns să se ceară în căsătorie prin WhatsApp. Nu vă supărați, eu să fiu fată, i-aș da papucii la un asemenea băiat? Cum ai să te ceară? Păi asta e lipsă de respect. Să nu scriu o scrisoare cu mâna. Mă aduceți aminte de scrisorile cu stilou? Stați să vă explic ce înseamnă stilou. Apoi, după aceștia, a venit generația Z. Generația Z este cea între 15 și 25 de ani. Și vedeți că acum ceva s-a schimbat. Dacă până acum generația era cam de 20 de ani, acum s-au schimbat și o generație de 10 ani. De ce? Pentru că atât de rapide sunt schimbările în lume, atât de mult își pun schimbările amprenta asupra oamenilor, încât generațiile se succed mai repede una după alta. Și acum trăim cu generația Z, între 15 și 25 de ani, ăștia sunt nativi digitali, adică se simt acasă în lumea virtuală. Ăștia când își ridică ochii, intră în panică. Unde suntem? Pentru că ei se mută ușor. Deci aș vrea să înțelegeți ce vreau să vă spun, dragii mei. Ăștia sunt inconfortabili să vadă pe cineva. Sunt foarte confortabil, atât, un clic și au intrat într-o altă lume. Acolo este o lume. Oameni buni, lumea virtuală este o lume. Sunt personaje, sunt reguli după care funcționezi, după care existi, poți să-ți iei o identitate, te joci cum vrei cu identitatea. Este o lume. Mult mai periculoasă, pentru că lumea nu mai este atât de controlată ca cea fizică. Ei, acolo locuiește generația Z. Pe ăștia nu-i mai pricepem deloc. Ăștia chiar îți veniți de pe Marte, de undeva. Dar, despre generația aceasta, sociologii, uitați-vă, și asta pe mine m-a speriat. Sociologii spun despre generația Z, că ăștia, la ăștia le-a crescut un organ în plus. Deci, noi avem cap, două mâini, două picioare, doi rinichi, ce avem noi prin noi? Nu știu ce mai avem noi. Cei din generația Z au un organ în plus, pentru că gadgetul sau telefonul sau tableta nu mai este considerat un obiect, ci este considerat parte integrantă a ființei. Ei au două mâini, cap și telefon. Păi nu mai merg la baie fără telefon. Nu vă întreb câți v-ați întors de pe drum. Totul se învârte în jurul acestui obiect, pentru că este o mutare tot mai mare înspre această lume. Ei deja au un organ în plus. Dragii mei, vă spun toate astea nu numai de dragul să știm ceva, ci să înțelegeți. Vă aduceți aminte ce am zis de generația mea, Z? Și cum e generația asta? Păi vă dați seama ce ciocnire de gândire este între noi și ei?
Când vine de la școală copilul ăsta, din generația Z, și mai mult cel din generația Alpha, ultima generație, care acum este undeva la 10 ani, 12 ani, până în 15 ani, de după 2010. Păi deja despre generația Alpha se vorbește despre generație transumană. O combinație între om și tehnologie. Și o vor experimenta. O să aibă tot felul de chestii. Să-ți niștiți, nu Jules Verne să proces ce va fi. Dar o să vedeți în câțiva ani numai, noi nici nu știm. Deja se vorbește despre o generație transumană care va experimenta simbioza dintre uman și tehnologie. Acum, aș vrea să sar acum peste câteva lucruri ca să ajung acolo unde mi-am propus, măcar cred că e important pentru noi să înțelegem și diferențele astea, atât pentru copii cât și pentru părinți. Pentru că prea ușor ne acuzăm, prea repede ne sare muștarul unul față de celălalt, fără să ne gândim, bă, care e bagajul istoric, care e normalitatea în care părintele meu gândește, care e normalitatea în care copilul meu gândește. Și dacă nu iau în calcul lucrurile astea, sau îl cred pe ăla înapoiat, sau îl cred pe ăsta puțin dus. Și atunci, înțelegând realitățile acestea, parcă prindem un pic la inimă să încercăm o negociere, să încercăm o conviețuire. Pentru că, atenție acum, pentru că noi avem niște valori care n-au voie să piară. Nu contează generația, nu contează specificul, nu contează nimic. Sunt niște valori la care n-avem voie să renunțăm. Îi luptă, dar se poate. Simțim că ne pierdem uneori, simțim, nu ne oprim. Că suntem aici împreună, familii cu copii, este cea mai frumoasă imagine pe care pot să o văd. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Așa trebuie să arate Biserica lui Hristos. Niciodată n-am crezut în biserica unei generații. O, noi facem biserică de tineri. Nu cred într-o biserică de tineri. O, la noi numai bătrânii vă. Nu cred în biserică numai de bătrâni. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vorbește despre faptul că în aceeași biserică trebuie să se suprapună generație peste generație. Cum spune copilului copilului tău, ia-ți oameni de încredere care să dea la oameni de încredere. Unde? Dintr-o altă biserică? Nu, în aceeași biserică se poate. Dragi copii, nu fugiți din bisericile unde sunt părinții voștri. Faceți biserică liberă. Ce e liberă? Libertate nu înseamnă să-mi permit, ci libertate înseamnă să am harul să fac ce trebuie și să nu mă oprească nimeni, lăudați să fie Domnul. Încă este libertate, încă se poate, a Lui să fie slava. Aveți lucruri de învățat, avem pe cine să învățăm. Asta e minunat, asta e sărbătoarea de aici. Putem să călătorim împreună spre aceeași destinație, a Domnului să fie slava. Care sunt cauzele obiective acestui conflict generațional, dacă tot ne-am uitat la generație? Samuel Huntington vorbește într-o carte a sa, Ciocnirea civilizațiilor, spune el, despre faptul că fiecare generație, de fapt, este, fiecare generație este o civilizație. Și el spune așa, fiecare generație este ca o verigă, da? O verigă în lanțul istoric a unei națiuni. Și în momentul în care apare o verigă care se rupe, de fapt se rupe lanțul. Cu alte cuvinte, tăria unui lanț istoric al unei nații este dată de veriga cea mai slabă. Când va apărea o verigă care crapă, se termină cu lanțul ăla istoric. Nu știm, ne uităm la imperiile din trecut și te uiți la sute de ani ale unui imperiu și dintr-o dată vezi că s-a prăbușit. De ce s-a prăbușit? S-a rupt veriga unei generații și acolo s-a rupt lanțul. Iată care sunt aceste cauze obiective acum. Deci ne uităm la cauzele obiective, dar înainte de acestea, întotdeauna adevărata cauza conflictului este de ordin spiritual. Unde este pocăință, se depășește orice conflict. Consiliez de multe ori familii aflate în conflict și la prima întâlnire le cer ceva. Și primul lucru pe care îl cer, fac astfel încât să văd disponibilitatea acestor oameni de a se pocăi. Dacă într-o familie nu există dorința de pocăință, nici nu mai continui. La ce? Pentru că la baza, la temelia oricărui conflict este o chestiune spirituală.
Sunt două familii la fel, cu două probleme la fel. Unii se despart, alții ies întăriți. De ce? Care e diferența? Știți care e diferența? Pocăința. Pocăința. Și acum aș vrea să ne uităm la care sunt aceste cauze obiective ale conflictului de generații. Fiecare generație, orice generație în istoria omenirii, are la bază câteva idealuri umane. Acestea sunt libertatea, semnificația, profesia și bunăstarea. Acum, tensiunea dintre generații apare funcție de care este ordinea în care generația își așează aceste idealuri. O să explic acum. De exemplu, generația matură față de generația tânără așează pe primul loc, generația matură pune profesia, iar generația tânără pune libertatea. Cei mai în vârstă merg la copii și le spun așa: mă, copii, mă, haideți cu capul pe umeri, mă. Faceți-vă o meserie. Așa-i? Faceți-vă, mă, o meserie. Mă lasă Facebook, mă lasă plimbările cu BMW-ul tău. Fă-ți o meserie, mă. Băiatul, fata, zice, pentru mine altceva contează. Libertatea. Noi vrem să fim liberi. Noi trăim liberi față... Și vin cu argumentul ăsta. Păi normal că voi nu pricepeți libertatea, că până la 15 ani nici n-a știut că este altceva în afară de satul vostru. Eu prima dată am ieșit la oraș din Beclean, m-am dus în biserică, la 14 ani, că mi-am făcut buletinul. 20 de minute cu trenul. Atât a fost lumea noastră. Faceți o comparație între lumea noastră, da? Am locuit poate până la 15 ani în 20 de kilometri, acolo ne-am mutat, ne-am mișcat. Și acum n-are 6 luni pruncul, îi facem pașaport, că prin spate ținem așa capul să-i facă poză, da? Îi ținem capul, că nu poate să-l țină, îi facem pașaport și într-o zi în Italia, în ziua zboară România, mai face o escală în Turcia și ajunge în America. Într-o zi. Și normal că ei văd sătul cu ăsta tera, mult mai ușor de mișcat, de cucerit, să se plimbă ăștia oricum. Acum sunt în Italia, mâine sunt în Germania, apoi mâine fug până în Austria, merg la conferință în Germania. Este o lume mică. De ce? Pentru că ei prețuiesc libertatea, pe când noi profesia. Mă, tu ce meserie ai? Asta e întrebarea asta. Noi când întâlnim pe tine, mă, tu ce meserie ai? Ăștia nu pricep ce zic. Cum ce meserie ai? Zice, păi lucrez așa câte ceva. Am citit o statistică pentru generația care acum intră în serviciu, ascultați-mă bine. Timpul mediu în care un tânăr își ține serviciu este de 3 ani. Timpul mediu în care un tânăr are același serviciu este de 3 ani. Eu cunosc om care 50 de ani a lucrat într-un singur loc. Auziți, tineri, să mergi 50 de ani la serviciu în același loc. Ce boring, plictisitor. A doua, în ordine, al doilea ideal pentru generația în vârstă este semnificația, este profesia, semnificația, îmi cer scuze, pe când pentru generația tânără este bunăstarea. A treia în ordine pentru generația în vârstă este bunăstarea, iar pentru generația tânără semnificația și în final pentru generația în vârstă este libertatea, pentru că am învățat târziu ce înseamnă libertatea. Iar pe ultimul loc, pe ultimul loc pentru generația tânără, idealul este profesia. Acum, tot din cauzele acestea obiective, un alt motiv al conflictului este cultura și diferența de relaționare. Cultura și diferența de relaționare. Primul lucru pe care îl observăm aici, de ce apare ciocnirea asta între generații, este lipsa de comunicare. Nu mai putem vorbi cu copiii cum trebuie. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna, ridicați-o în jos, părinții,
care ați afirmat vreodată, ce afirm și eu deseori, tu chiar nu pricepi ce spun? Tu chiar nu pricepi ce spun? Vreți să vă spun ceva? Să nu vă supărați pe mine, e groasnic ce să vă spun. Nu pricep. Nu pricep. Și nu pricep nu pentru că nu le spuneți în italiană, pentru că nu pricep, ei vorbesc o altă limbă. Și nu mă refer, repet aici, la română sau italiană sau maghiară sau altă limbă. Nu mai pricep codul și gândirea noastră. De ce să fac asta, zice? Pentru mine nu face niciun sens. Deci începem să avem probleme la nivelul comunicării. Apoi, ceea ce mai greșim noi ca părinți, mi s-a oprit din nou remote-ul, dacă mă poți ajuta, te rog. Ce mai greșim noi ca părinți, noi încercăm să impunem în loc să modelăm. Impunem în loc să modelăm. M-ați scos de pe control? Nu pricep ce spun. Ce înseamnă asta? O, deja m-ai dus prea departe. Ce înseamnă asta? De ce facem rău atunci când impunem în loc să modelăm? Venim cu expresii de genul ăsta. Știi ceva? Cât mănânci la masa mea, și în momentul în care spunem cât mănânci la masa mea, în mintea copilului, dar nu spune, știi ce zice? Abia aștept să mănânc la masa mea. Noi nu trebuie să impunem, ci trebuie să modelăm, să le dăm motivațiile adevărate pentru care le cerem. E mai greu decât la noi. La noi a spus tata, a spus mama, aia a fost. Acum e mai greu pentru că pe lângă afirmație trebuie să și explicăm. Apoi urmează controlul în loc de îndrumare. Când un părinte încearcă să-și controleze copilul în loc să-l îndrume, face o greșeală fundamentală care alimentează conflictul generațional. Aici este, așa cum am spus, generația argumentelor. Și aș vrea să vă spun ceva acum, nici nu mai știu cam cât timp am, spuneți-mi ca să pot să mă... Mai un pic. Știți de ce încercăm să-i controlăm în loc să-i, în loc să-i îndrumăm? Pentru că n-avem timp. Ca să poți să-i îndrumi, ai nevoie de investiție, de timp. Ca să-i controlezi, îi manipulezi. Vă aduc aici un personaj biblic. Unul dintre cele mai frumoase personaje biblice în raport cu familia lui este Iov. Și ni se spune că Iov, acest om neprihănit, cel mai cu seamă din răsărit, avea 7 fii și 3 fete, 10 copii. I-a învățat să stea în unitate și zicea din când în când câte un copil dădea, câte o petrecere și chema și pe frații și pe surorile lui, lor, să vină la masă. Și atunci Iov, zice cuvântul Domnului, se gândea, poate l-au supărat pe Domnul. Își asumă rolul de preot al casei, și zice cuvântul Domnului, și aducea o jertfă așa pentru toți. Câte o jertfă pentru fiecare. Deci, ascultați-mă acum, dragi mame, învățați de la Iov că nu funcționează cu ședința cu părinții în casă. După aceea zice, Iov apoi îi chema și vorbea cu ei. Iov, care avea atâta business, că mai departe se spune cât business avea Iov, da? Acest Iov care avea atâta business, viața atât de ocupată, își face timp, îi cheamă pe copii și vorbește cu fiecare în parte. De ce? Pentru că Iov i-a îndrumat, nu i-a controlat. Și apoi, o altă greșeală, amenințare în loc de conștientizare. Dragii mei, noi trebuie să învățăm pe copii
să-și vadă consecințele. Până când copilul nu poate să priceapă consecințele, nu va putea să decidă corect. Acum, este o diferență între băieți și fete. Fetele ajung mai repede la capacitatea aceasta de a vedea consecințele. Băieții văd mai târziu. De exemplu, dacă vă duceți în Statele Unite sau în Canada, când își iau permisul de conducere, pentru băieți, asigurarea la mașină îi dublă ca la fete până la vârsta de 22-23 de ani. Pentru că s-a constatat medical că băieții ajung la conștiența efectelor, efectelor, așa, consecințelor, mult mai greu decât, sau mai târziu, decât fetele. Ce înseamnă asta, dragii mei? În loc să-i amenințăm, ar trebui să-i trezim și să le arătăm, astea sunt consecințele alegerilor voastre. Nu merge cu, știi ceva, eu îți plătesc școala, faci cum îți spun eu. Da? Lucrul ăsta funcționează până la un moment dat, la un moment dat devine rebel. Și la un moment dat îți închide ușa și zice, nu mai întrebă nici școala ta, nici masa ta. Mă duc și îmi văd de viață. Și acum aș vrea să mergem spre final și dacă am văzut care sunt cauzele obiective, adică cele pe care nu le putem evita, ele pur și simplu apar între generații. Aș vrea acum, revenind la pasajul pe care l-am citit, acest model între tată și fiu, între părinți și copii, să ne uităm la câteva cauze subiective ale conflictului. Domnul Iisus Hristos, când spune pilda aceasta, o spune cu durere. Ne prezintă un tată cu doi fii pierduți. Un fiu pierdut în lume și un fiu pierdut în casă. La întoarcerea fiului mai mic se dau jos măștile și fiecare apare așa cum este. Și acum, uitându-ne în această pildă pe care dumneavoastră o știți atât de bine, iată câteva dintre cauzele subiective care vor genera un conflict între tată și fiu, între mamă și fiică, între părinți și copii. Primul, mi se cuvine. Din păcate sunt atâția copii care își respectă părinții pentru ce le dau, nu pentru ce sunt. Și cel mai mic, spune în versetul 12, a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere, ce mi se cuvine. Ce îi se cuvenea? Tata era în viață, era cu el la masă. Și copilul se uită în ochii tatălui și spune, dă-mi ce mi se cuvine. Cât tata era în viață, acestui copil nu îi se cuvenea nimic. Mi se cuvine, dragul meu tânăr, mi se cuvine, este unul dintre cele mai urâte lucruri pe care poți să le faci pentru tatăl și pentru mama ta. Pentru că atâta timp cât sunt ei în viață, ei fac tot ce pot pentru tine. Ce-i mai bun pentru tine fac? Dar cât ești în viață, nu uita că ție ți se cuvine ascultarea. Nu-ți iubi și nu-ți respecta părinții pentru ce ți dau, ci pentru cine sunt. Un tată îți va rămâne tată și dacă nu-ți place de el. O mamă îți va rămâne mamă și dacă te disciplinează. Pentru că mama este un statut care nu se mai câștigă. El este și așa va rămâne în viac. A doua cauză este acum.
Cel mai tânăr a zis tatălui său, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și nu după multe zile. Acum este generația instant, fără răbdare. Este generația care detestă procesul. Este generația ca Samson, care spune, tată, ia-mi-o că-mi place. Acum! Este generația care s-a învățat să-și cumpere mâncare de la fast food, instant coffee, instant tea, instant, instant, instant. Diplomă de inginer instant, dacă s-ar putea. Totul acum. Pleacă dimineața, trântind dușa, copilul cu ghiozdanul în spate spune, a ieșit iPhone 14. După masă îl vreau. Este generația grăbită. Și generația voastră, dragi tineri, uită că rezultatele bune nu vin ușor. Ce se câștigă repede, se pierde repede. Există niște principii ale fermierului pe care trebuie să le știți, și anume, culegi numai ce ai semănat, toate au vremea lor și începe cu puțin. N-aveți cum să săriți peste etape. Nu puteți să ajungeți mari dintr-o dată. Nu puteți să ajungeți de succes dintr-o dată. Urmăriți procesul, așteptați procesul, parcurgeți procesul, plătiți prețul procesului. Al treilea motiv subiectiv al conflictului este tot. Tot. Mi se cuvine? Acum? Tot. Nu după multe zile, versetul 13b, fiul cel mare, cel mic, a strâns? Ce? Tot. Tot. Bă, pruncule, lasă ceva. Pune bine ceva, închide ceva, pune ceva pe saving, sau cum îi ziceți voi, pe contul de economii. Tot! E generația care sâmbătă ia salariul și duminică seara nu mai are nimic. Este generația care uită ce a făcut Iosif, că în vremurile de prosperitate a adunat, nu și-a umplut vizele. Nimic nu și-a pus la adăpost. Dar mai mult, dragul meu, ascultă-mă acum bine. Aș vrea să-ți vorbesc din punct de vedere spiritual. Ai motive de nemulțumire uneori față de părinții tăi? Nu risipi tot. Ai momente în care crezi mult despre tine? Nu cheltui tot. Chiar dacă simți că ai libertatea totală, ești singur în Italia, ți-ți părinții acasă, nu risipi tot, nu-ți risipi ființa și viața, nu risipi valorile, Iosif a știut să și le păstreze. Doar Dumnezeu merită totul! Lui dă-i totul! Nu risipi tot. A patrulea motiv, nu contează. Și-a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. Nu mai contează nimic! Oricum am dus prea departe, nu mai contează nimic, este expresia tânărului alunecat în disperare. Tânărul care a cedat, tânărul la care nu-i mai pasă de oamenii din jur, tânărul la care nu mai pasă de tata și de mama. Știți ce nu știe acest tânăr? Că el se bucură o clipă de păcat, dar nu va suferi singur. Când crezi, eu am greșit, eu plătesc, nu plătești numai tu! Că acasă e un tată pe genunchi care plânge! Și o mamă care tremură noaptea gândindu-se la tine, nu doar tu plătești! Ba, contează! Și în final, doar eu. Doar eu.
Când a venit acest fiu al tău, spune cel mai mare, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ia te ia vițelul cel îngrășat. Egoismul este eu-ul necrucificat. Cum rezolvăm conflictele? Am stat să mă gândesc unde a greșit tata. Unde a greșit tata? Așa ce simplu să te uiți la un tată la care a ieșuat un copil, poate din 10, să zici, bă, ce tată, mă. Bă, ăsta nu mai merită, mă. Ce caută ăsta, mă? Ce mai poate să spună ăsta? Așa ce ușor este să fii tată bun, mai ales când ți-ți copii mici. Spunea cineva că cei mai buni tați sunt aia fără copii. Cele mai bune mame sunt alea fără copii. Dragii mei, dacă vrei să rezolvi, repară unde s-a stricat, răspunde cercetării, caută să fii ceva mai mult decât să ai ceva. Tată, fă-mă! La început a zis, tată, dă-mi! Acum, tată, fă-mă! Decide și nu amâna! Și apoi, caută vindecarea interioară, nu doar cea a relațiilor. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine. Tot ce este al meu este și al tău, dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm. Auzi, de partea cealaltă a rebeliunii tale este un tată și o mamă care plâng. Dar mai este ceva. De partea cealaltă a rebeliunii tale este un Dumnezeu care te așteaptă. Este un Dumnezeu bun care este cu inimi, cu brațele deschise și cu inima deschisă să te primească. Vă invit să stăm ridicați. Dacă tu ești un tată și o mamă care stai și privești de prea mult timp și te întrebi când o să vină, poate au trecut luni, ani și nu mai vine. Ascultă-mă ce spun în numele Domnului. Va veni! Va veni! Pentru că Duhul Domnului îl va cerceta. Și rugăciunea pe care o faci acum și pe care o faci în ascuns nu va trece neobservată înaintea lui Dumnezeu. Și îl va cerceta Dumnezeu oricât de jos a ajuns. Dar nu-ți încrucișa brațele. Continuă să le ții deschise. Și odată îi vei vedea umbra venind în zare. Nu-i reproșa atunci, primește-l și sărută-l, așa cum te-a primit pe tine Dumnezeu, a Domnului să fie slava. El vrea întregirea familiilor noastre, El vrea copii lângă părinți, părinți lângă copii. Cântăm Domnului, strigăm înaintea Domnului, să întregească Domnul toate familiile noastre.